Onorabil invitat, stimate cadre didactice, stimați participanți, dragi studenți, bine ați venit la workshopul Ipostaze ale imaginii în presa scrisă. Un workshop organizat în special pentru studenții de la specializarea jurnalism și specializarea comunicare și relații publice, dar desigur deschis tuturor celor care doresc să cunoască mai mult din tainele fotografiei. Când vorbim despre imagine, special despre fotografie, în presa scrisă, vorbim de multe elemente care se întâmplă. Vorbim de unghiul de abordare, vorbim de lumini, vorbim de cadre, compoziție, de toate elementele care compun o imagine, care compun, de fapt, o poveste. Cu toate că este statică, este plină de semnificație, este plină de mișcare, de viață. În acest sens, am considerat necesar și am apelat la avizul unui specialist în această profesie să ne spună mai multe amănunte despre această profesie și mă refer aici la fotograful sătmărean Remus Țiplea. Deci l-am ales tocmai pe dânsul, născut în Negreștoaș, a început să fotografieze din anul 2001, concentrându-se în special asupra fotografiei documentare și macro. A fost finalist la Sony World Photography Awards în 2016 cu proiectul Ciurdari, serie expusă în orașe precum Londra, Berlin, Beijing, New York și Milano. De asemenea, fotografiile sale au fost publicate în The Guardian, The Telegraph, La Republica, National Geographic și The Huffington Post. A fost premiat de celebra revistă National Geographic în cadrul proiectului Wild on the Walk, fotografia sa numărându-se printre cele 32 premiate din 14.000 înscrise în concurs. Celebra revistă colaborează cu dumnealui și printre articole pe care le găsim în revistă sunt cele cu nunta oșenească, ciurdari și bulbucați, despre care o să ne spună mai mult invitatul nostru. Ce mai vreau să remarc aici, am mai publicat două albume de fotografie, și anume Din Oaș în Paști și Dumnezeul meu. Dar despre toate acestea și chiar mai multe, ca să nu monopolizeze workshop-ul, că nu am timp să discut aici, îi predau cuvântul invitatului nostru, domnul Remus. Eu o să stau jos, că parcă să fie mai ușor dacă să mă la întrebările pe care le-ați trimis. Cum vă este mai opozitiv? Și să mă mână, să mă mai prezint, că m-a plecat la o persoană. Aia minima, mi-a făcut puțină temare acasă. Așa de mult că am luat și eu uimit că s-au întâmplat atâtea ani sau puțin ani când fac eu fotografie. În primul rând să vă spun, să începem cu oarecum începutul meu ca și fotograf. În 2004 mi s-a născut fiul meu Vlad. Am început să mă joc, erau atunci pe vremea aia 9 chilalea, nu mai știu cum se numește, 3610, parcă luau cameră de 0,7 megapixel și am început să-mi pozez copilul din toate direcțiile de unghiurile și dimineața și seara și când dormeam și când făcea baie și prin jucării și pe sub apă și oricum am putut. A început să crească, eu nu m-am despărțit de telefon, făceam continuare pozele alea, era un studio, atelier, cum să zic, în Negrești, și mergeam și scoteam pozele cum ieșeau ele pe hârtie și mă minunam, am primit la Facebook să are poza, că arătam la prea de pe ce țineam un like. Am întâlnit pe cineva din Negrești, tot așa arătându-i pozele care am făcut eu cu telefonul. Și mi-a zis că trebuie să-mi cumpăr un DSLR, să-mi cumpăr un aparat. Dintr-o pură întâmplare am găsit pe cineva adus de prin Franța un Sony, un Alpha 350. Am încercat să folosesc, n-am știut nimic.
Tot m-am chinuit, n-am știut nimic, n-am înțeles nimic, am program cu aperturi violete, cu manual, cu m-am zăpăcit și m-am dat la zăpăcit, iar aici cu telefonul, nu știu, să poți mai stai cu aparatul ăsta. Și am început că am învățat să folosesc șurum de SRL-ul. Marele meu, zic, avantaj a fost că atunci site-urile de socializare nu prea aveau nicio forță, nici nu prea existau în perioada aia. Erau site-uri super specializate de fotografie, erau numai de începători, nu știu dacă mai există, pico.net, unde în fiecare săptămână administratorii lansau pentru săptămâna următoare o temă, un concurs. Fiecare utilizator avea voie să scrie 3 fotografii și atunci efectiv aveam timp o săptămână să lucrez pentru concursul respectiv, să fac 3 fotografii și să le scriu un concurs. A fost eu cred mai ambițios ca și alții, că am început să câștig locurile 1, 2 și 3 de care săptămână până m-am plictisit și am plecat de pe site-ul ăla. Era prea ușor. Era prea ușor. Următoarea treaptă era un site românesc, Bad or Good, s-a închis ceva, dar deja acolo era un pic de alt nivel. Era o chestie cu prima pagină, toată lumea se zbătea de pe site să aibă o poză, să intre în selecția care apărea pe prima pagină a site-ului. Și criteriile atunci de alegere a topului respectiv erau de fapt like și atunci un fel de like-uri. Se dădeau și puncte din partea celorlalți utilizatori, dar era așa un fel de chestie de reciprocitate, că mi-ai dat, îți dau, și fiecare avea grupuri, grupulețe, bisericuții și îmi puneam poză dacă era super prietenos cu toată lumea, îmi primeai și dacă era și bună poză, și intra în topuri. Și într-o dimineață, nu știam că pozele din topuri aveau 500-700 de ce erau alea live-ul sau cum se dădeau atunci. Și într-o dimineață văd topul cu poze, cu unul, cu două, cu trei. Și trebuie să întâmplă aici, ce sunt vreau? Sunt blocat site-ul, am restartat laptopul, l-am pornit din nou, mă, eram uitat tot așa. Între timp am văzut niște postări, administratorii site-ului, am văzut că nu era topul ăla, nu era direcția pe care vreau ei să-l dea ei să dea fotografii pe care vreau ei să o promoveze, erau fotografii de cu floricele, cu răsăritul, cu păsăriți, cu ce știi ce, și nu erau fotografii serioase. Și atunci topul respectiv l-au făcut, erau trei administratori și ei alegeau fotografiile care erau în aia. N-am înțeles nimic la început, nu înțelegeam nimic. Ei oricum, după aia m-am împrietenit cu ei și alegeau fotografii foarte bune. Cum erau înclinați înspre genul de fotografie documentar, de jurnalism, de fotografie adevărată, fotografie foarte serioasă, numai că dacă noi eram super obișnuiți cu altceva, cu fotografii foarte frumoase, foarte ușor de înțeles pentru toți utilizatorii, nu, începând a fost greu, dar așa m-am obișnuit. Administratorii au făcut și o școală de fotografie, școală de fotografie documentară Oscar. Cred că e singura școală pe care am făcut-o în domeniu. Ne-am întâlnit 7 ani, am fost 14 și colegi și profesori în același timp. N-am avut un sediu fix, ne-am întâlnit în țară unde puteam, dar 3 zile cât ne întâlneam într-o sesiune de primă la sesiunea de toamnă, discutam proiect, așa am învățat să crezi proiect, așa am învățat ce înseamnă proiect. Așa am învățat să fac selecții la proiecte, ce înseamnă fotografie bună, cum să selegi fotografii dintre ele, care e într-un proiect, ce fel de fotografii trebuie. Și prima dată a fost foarte mult. Și cu asta. După aia, după site-urile astea, am început niște colaborări, că deja am susținut de niște ani. Am primit o propunere pentru primul album. Lucram de mult. De fapt, albumul dumneavoastră în pas este o extracție din proiectul mare cu religie. Pentru Dumnezeu meu. Inițial lucram, erau într-un proiect care îl vedeam, un proiect legat de confesiune religioasă. Titlul l-am făcut și am schimbat, am întregul proiect chiar la sfârșit, când
După 5 ani de muncă mă gândeam că în sfârșit trebuie să pun un punct, că am început în 2011, am lucrat până în 2018 și am pus la 6 confesiuni, viața 6 confesiuni religioase de la mine din zonă, timp de 7 ani, 8 ani. Și am avut material de n-am știut ce să mai fac cu el și am început să mă, deja mi-era acru de umblat, de mers, am simțit că mă repet, că nu mai găsesc nimic nou. Și să mă gândeam cum să fac, să-l pun pe hârtie. Și inițial am vrut să fac un album format din 6 volume și fiecare confesiune religioase să-i dau un volum. Dar am văzut ce fel de fotografie am, ortodoxe sunt mult mai spectaculos și ritual, din obicei, neoprotestanții erau foarte seci, foarte serioși cu mulți, dar nu, din punctul meu de vedere fotografic, nu se puteau compara confesiunile între ele. Și oricum eu n-am vrut să fac o comparație între ele și atunci m-am gândit cum să fac, cum să fac. Eu m-am mai sfătuit cu oameni care m-au înconjurat și am ales. La început am făcut o serie cu botezuri de la toate cele 6 confesiuni și așa m-am amintit ideea că de ce să le despart și să arăt diferențe între ele, când pot să arăt lucrurile care le-au în care. Și așa am ajuns să fac cartea. Titlul l-am dat tot așa, gândindu-mă că fiecare are un Dumnezeu, spune el, un titlu trebuie să se găsească și materiale romane și penticostale, și adventiști, și ortodoxi, și catolici, și protestanți, care au fost. Da, să acolo sunt o selecție mea. Adică am avut. Da. Fotografiile fac parte din album, doar că sunt selectate de am avut niște curatori și mai știu cultura românii Berlin, și am participat la un festival de fotografie în Berlin, o bienală, întâmplă de la 2 ani. Am avut și mare noroc să-l întâlnesc pe Martin Parker, genetul organizației Magnum. Acolo se geata. Da, da, să fie. Cu? Cu să fie. Cot. Cartea, de fapt, albumul am împărțit în 13 capitole. Capitolele le-am ales în funcție de ritualurile pe care le-am găsit eu comune la aceste 6 confesiuni. Am mai explicat, am avut întâlniri și cu oamenii implicați în sistemul religios. Nu este un teologic, ești pur și simplu viziunea mea și lucrurile pe care le-am văzut-o prin fotografie, în care am văzut asta, oameni care m-am văzut la urmă. Ați găsit deschidere spre toți Creștinii spre preoți? Da, eu la început mi-a fost foarte greu până am aflat când se întâmplă lucrurile și lucrurile mai importante din viețile lor, dar cu timpul eram voluntar de serviciu. Cine face poze, Remus? Da, chema, eu eram voluntar de serviciu, eu făceam poze, numai că eu m-am făcut poze pentru ei și pentru mine. Bine, au fost și cazuri că nu m-au lăsat să pozez, au fost și cazuri că m-au trimis acasă de la cine știe ce manifestare, să, că nu pot să stau dacă nu mă barbăresc sau ce. Au fost cazuri că erau super adunare, o parte mai extremistă, dintr-o anumită confesiune, făceau adunare de vreo 3 zile, se rugau, numai bărbați, vreo 500 de bărbați pe un vârf de munte. Și m-am dus și vreo 17 km pe jos. Și până la urmă, când am ajuns, și m-am gândit că în pantalon spus, vară, hală, cu atipiraj, cu oțar, cu cârcă, cu corp, nu știu, nu-i voi să pozesc. Și mă, multe chestii se întâmplă de-a lungul, că ani se strâng și... Sau... Am pozat biserici cu piatră de temelii până am o biserică care am pozat până inclusiv m-am lucrat cu meștrii pe vârful bisericii când au pus crucea și au sfințit crucea de vârful bisericii, care mi-e frică de înălțime și sau mi-a fost frică de mort sau mi-a fost frică sau în noaptea pe cimitir, deci mi-a zis ce transformare poți să faci când îți urmărești alt scop și uiți de teme, de frici și de... Și ți le depășești. Da, da. Și când m-a tapat și m-am zis în desență...
Dacă vreți să-și explic... Da, pute-o imagine. De aici, sau... Vreau să mă îndătrez cu un botez în cultul pentecostal, pochet pentecostal, în râul Somiș. De la pauza asta am început eu proiectul ăsta. M-am dus în 2011 cu niște fotografi din București, de fapt, unul. L-am înseară la Bixar, după întrebare, n-am spus ce se întâmplă, a fost un milan copil mai mic și atunci când am văzut că ce fac oamenii și că e treaba lor cu rugăciunile de altruism sau loc, sau de acolo, am pozat manifestarea asta. Aici, la Adventist de ziua 7-a, ei au, cum se numește, chestia cu umilința, care se spală pe cealaltă. Lucrul ăsta se întâlnește și la anumite preoți catolici. Catolici, da. Da. Până și papa. Da. Și mai mare avea preoți cu papa. Aici sărbătoare de Paști, Sfințitul Tatălui. Dar ați fost și în alte evenimente importante din viața comunității, cum aș fi mie. Asta vreau să fie de Bobăteanță. Nu. Nu? Aici... Sau că ești de Vrama. Da, sunt de Vrama. Da, sunt de Vrama. Astea sunt hainele ministranților. Ok. Ne puteți spune poza aceasta? Nu e niciun personaj. Și totuși, ce-ați urmărit aici? Adică, ce-ați vrut să scoateți în evidență? Acum sunt eu prea insistentă. Dar... Este un spus păcatoric că... Astea sunt hainele ministranților. Păi... Într-un proiect sunt lucruri pe care nu le ghicești că se întâmplă în spate, în imagine pe care prezinți. Și nu sunt foarte relevante hainele care stau cu vasă, ceapă scurtă. Sunt ceapă scurtă. Hainele care arată că s-a terminat slujba. Nu te ghicești că se poți să sunt acolo. Sunt, într-adevăr, că ți-i sper așa, nu știu, un calm, îl văd eu pentru că e albul ăla, liniștit pur, și lumina aceea venind de la cel geam. Și cu toate acestea, e o cameră destul de sărăcăcioasă, că nu e, da. Nu e bogată. Și spune multe. Dar mie cel puțin, mie îmi place mai mult, am văzut-o și mie, am mult de mult. Poza aceasta este de la cultul pentecostal. Și am schimbat niște adunări periodice sau... Aici este un botez la martorul Jehova. Wow, și sală. Păi una dintre cele mai mari sări. Din Negrești? Nu, din Europa de Sud este la Negrești. Aici m-am uitat de atunci la 8.000 de oameni. Nu mai fac de când cu colectivul și cu problemele cu incendii, cu ISU, cu nu știu ce. Au o sală de 2000 de locuri și fac multe mai mici, pentru ce mă pun în locul ăsta. Și cred că am avut și un loc începătorului, că eu am văzut, nu știu, nu o să nu mă capteau la asul, zic că am întrebat unui tip, băi, stiu, știu, scena aia, nu-i fără nimic, cum am văzut, dar pot să ne crezi. Dar și nu avem la oră, e sigur la oră de mai întâlnești prezentația asta. Și ce-mi potrezi la Petit Costal? Întregul proiect mie mi s-a părut, mereu am avut trac să nu tranjez, nu, să fiu cât mai discret, să... Totuși... Lumea să nu știe că sunteți acolo. Să nu știe lumea că sunt acolo. Am fotografiat cu un Olympus, cu un AMD, super silențios, poți să tai orice zgomot, nu, nu se aude nici nimic. Aparatul avea și mai de avantaj că puteam să fac fotografia cu touch pe ecran, nu mai trebuia să pun la ochi, să vadă lumea că îi poze să... Farma de apărat cu butonul 5C și de fapt... A, de fapt, fiecare da. Puteam să pun aparatul pe podea asta, să-l ridic și că sunt foarte mare avantaj pentru mine. Faptul că a fost așa silențios. Stați, afișul de la TIF. Da. Am avut o expusă la festivalul de la TIF. La TIF, la festivalul de film. Da. Da, chiar cu potrezi. Ăsta e afișul de la Micele Berlin. Asta e fotografie de la mormântare, generația nouă mai are treabă cu ce știu mai despre morți,
Dar aici a fost chemat. Despre pentru a face lucrurile astea? Da, trebuie să te explic. Chestia asta, în momentul acesta, cred că e unul dintre cei mai grele lucruri de poznat, pentru că, în general, e o chestie foarte intimă, e foarte familială. Deci, și mai ales în timp de vent dureros. Da, la noi familie, dar am avut de la m-am spus până foarte acopii, că eu am ce treabă. Am generație. Da, da, eu cunosc ca să uitați, ei își creăți și fac selfie. Da, da, așa. Aici era un botez la detiști de ziua șapte. Dar rugăciunea înainte de botez. A, și... Ei au în biserică și penticostalii și adventiștii o chestie în fața bisericii, poți să zice că apă acolo și toți au în biserică organizată chestia asta pentru apă. Pentru botez, da. Mă numesc că le-au avut temperatură... Păi am încălzit totul aici. Aici am un pic. Da, da. Păi am avut un cap, în altul colegii, chiar am un cap ăsta cel mai bun. La Roman Catolici, în Vinerea Mare, slujba de, se numește slujba de prosternare, se face o rugăciune înainte de... Înainte a începe slujbe, prin sunt în fața căsnicii, în fața mureașului slujbe. Da, dar nu peste tot se întâmplă acest lucru, împreună care a fost și abia ți-am învățat pe ei. Nu, că am urmărit vreo 2 ani, 3 ani, până am dus și să fac și poza cea bună, că mi-a reușit că trebuie să mă duc în fața mesei de altar și să mă bag acolo, să mă simt și vin oameni în spate și mai ce voi de la preoți. E bine, ați găsit pe aici se pregăteau pentru prima, la catolicii prima părtășanie, la reformație, nu știu, prima... Așa, prima confirmată. Da. Te-ai fătuit și acolo? Nu sunt acolo. Așa. Aici tot la mormântare. Aici la mormântare, mulțumesc preotul cu care am fost un concurs toată la niște grafic. Da, cu cei care l-au... Da, da. Astea sunt numerile și articolul pentru preot. Da. Și fac un pauză, cum am visat să fac adorul, încă nu l-am făcut.
când își pun mâinile așa oamenii în grații și fac absolut loc să face floarea aia de mici, nu știu ce, dar a început un pic de ploaie și loc să pună masa unde stăteau preoții mai aproape de alea ca să pot. Și atunci aș fi prins eu în sus de la geamul ăsta, dar cum început ploaie, preoții să fac, era aici o cărtină, ne-aș fi stat așa, nu am prins-o, dar... Nu știu, dar nu știu cum. Am avut fotografii la foto, pe zi, și fotografic la Red Time. Chestia mișto a fost că preoții, dar știu că sunt în tur, am pozat, de obicei stau la cel mai fain lucru se întâmplă la început și la sfârșit, când mă mai atent la un eveniment de obicei. Și asta până plecat lumea. Când se plec, am simțit afară din biserică, că am spus nimeni că eu sunt tur, că m-am vrut de sus, m-am mâncat în biserică. Da, norocul meu a fost atunci, aveam și un model de iPhone, nici măcar nu aveam incorporat aplicații de la Terminals și am început să crească copilul și să juca și nu știu ce, eu pot să instalez la Terminal ce mă vrea să juca, mă interesează, pot cumpărui de schelele alea. Și norocul meu că unul dintre preoți care slujise la alt cimitir, vrei să vreau să ceva haine de acolo și eu m-am speriat de el, el de mine. Probabil că nu vreau să spun. Mai ales că era deja întuneric. Da, mai ales biserică. Asta se întâmplă, am luat multe sate din țara orașului ca să găsesc oficierul de armă. Chestia cu Veflinimul și cu Steaua se întâmplă doar în vreo două sau trei sate. Asta e în Lecânța, unii sunt în Lecânța, nu știu cum e corect. În Lecânța, Lecânța, am întrebat și preotul și Flăin și preotul și profesorul în Coloasa. Da. Și eu am obicei să zic că, de fapt, ca multe alte sate din România, dar țara sunt la ei. Sau nici n-au fost. Umblă băieții cu îmbrăcați tradițional, dar cu citerași, cu nu știu ce, dar nu, așa nu. Aici tot în slujba din seara de Crăciun, tot în aceeași, în biserica de Lechința. Asta deja e patrimoniul UNESCO. Da. Nu poza. Colindul din biserica din Bixar. Se întâmplă doar acolo, nu știu cum au reușit oamenii să se impună și să o lasă să cânte cu instrumente, că biserica ortodoxă este împotriva instrumentelor de biserică. Deci ca preotul să schimbe, că vin 10-20 de certe de băieți și fiecare ceartă de băieți au citeraș și zongoraș și când începe ea Domnului și anul Domnului, se face părul măciucă sau în biserică întreagă, nu mai poți să miști, asta poți să ia pregătui câțiva ani de zile ca să facă că se prinde mulțimea într-un loc, mai poți să mici până este rog afară, că stai așa acolo și cu hainele alea ca și de zale, de cu mărgele, cu nu știu ce, nu ne spis ca pe mine. Și e probabil că m-am prins cu preotul și m-am stat să mă urc în amborul sus și de acolo nu știu să fac o poză, pentru că să se vadă. Se prinde. Da, da. Ați foarte mult. Păi sunt, într-un an erau 12. Fac un concurs între ei sau cântă toți la fel? Dar asta e la finalul slujbei sau? De, la finalul slujbei au cântă ei colindul. A încercat preotul să schimbă, slujba începe la 12 ani, la 2 noapte și a încercat să schimbe regula că ăștia încep să colinde pe la după masă, cu 6 după masă, când ajung cu un izbet, nu știu ce nu știu cum. Preotul a încercat să schimbe schimbe tradiția și cred că singurul la ora așa de la biserică, cum o zis el, că am fost cu o zi înainte, să știu ce se întâmplă, am fost eu, în interiore, să nu veni nimeni. Tot s-a făcut împotriva preotului și tăia 12 n-au tot. Doamne, când mă zic că termin un proiect și iată să caut un proiect. Ce proiect? Care subiect? E primordial pentru mine alegerea subiectului și mai ales că nu-mi plac proiectele de
scurtă durată, nu știu, timp am făcut proiecte de ani și ani de zile, sau măcar o perioadă ciclică în care să arăt ce se întâmplă în viața acelor oameni sau acelor comunități. Proiectul cu ciurdarii, unul dintre colegii de la școala Oscar era deja jurnalist pentru Presoan și el a venit la noi cu propunerea să facem fiecare un proiect în care să arătăm România pozitivă. Patronul de la ziarul era un american, domnul, ceva miliardar american, care vin și mi-a la Cluj, Presoan. Să facem o chestie pozitivă. Păi zic, voi dă-ne exemple. Păi zice, uite-te la noi în Cluj, în cartierul nu știu care, unul a făcut o curățenie, o strâns toate gunoaiele, pe nu știu ce super mare suprafață cu zarzavaturi, zarzavaturile pe unul le-a dat cadou la colegii de la vecini de bloc. Și am făcut o grămadă de exemple de asta. Păi ce să fac? Unul care are oi, mamă, ce mișto are oi. Lucrează numai bio, hai să fac asta cum să crește oile. Deja eu eram oricum introdus în lumea asta a ciobanilor și a iuhașii, se numesc la noi crescătorii doi, proprietarii, patronii ciobani, care am angajat ciobani. Aveam un proiect legat de iuhaș de ani de zile și am găsit pe altul care creștea oricum oile. Era la limita dintre o fermă și crescutul ăsta și sălbatic și natural cum îl fac oșenii sau oricare altă comunitate care crescut. Și am început să umblu, am început să strâng poze, am început să arăt și fain cât mai pozitiv despre România. Când îi mă duc, nu-i nici oaie pe acolo, dar unde ți-i soile voi la tine? Păi am îndut oile. M-am dus, un nene avea o saună, avea o saună uscată și una cu apă. Foarte mișto că era el, căuta plante medicinale, mai să aia cu apă, chiar urmăm, nu trebuie să mergi prin auzere nici pe unde urmăm, până să fie mai rog, cum suntem mari consumatori de spa. Și nenea Fantomas, că așa știm noi, nenea Fantomas, aburea, producea, cumpărat el de nu știu unde, un cazan de locomotivă cu apă. Și era și o instalație super gândită de el, că el era mare inventator, și zic, nenea Fantomas, lasă-mă, uite-te, am un proiect, vreau să arăt lucruri faine, urmă, mă tare frate, cu chestii super sănătoase, cu apă, ăștia, cu plantele, cu ce? Bine, hai, dar repede, în 5 minute sunt gata. Zic, lasă-mă, că știu eu cum trebuie să fac poze, dar pe cumva să arăți cum pun eu și pe unde vine apă și cum trece prin pantă și face infuzia aia, că nu trebuie, dar parcă te băgai într-o cană cu ceai. Și... da, am început să mi-am cumpărat un aparat care să reziste la apă, la apă, la ce, o căcel de somn. Prost, da. Senzor mic, la clip acolo, am început să pozez oamenii cum stăteau apropo, cum ieșeau afară iar la zăpadă, cum stăteau și îmi beau bere de în sauna. Arătau oricum mișto, foarte grafice, compoziția ușor de făcut. Am încercat, am sperat că într-o zi îl prinde să mă lase și să-i văd secretele, că el nu vrea să mă lase să pozez acolo, să nu-i vadă și alții secretele, cum face aburea, cum își... Eu mă gândeam să fac unul de durată mai lungă, cum își pune plantele medicinale, cum plantează mușețelul, cum strânge teiul. Tot așa, la un moment dat mă duc, zice, am vândut sauna. Bă, nu se poate. Nu se vândut sauna. Am vândut sauna, că nu știu cine vine prin Anglia, dar nu știu câte 100.000 de euro. Și am vândut sauna. Da, sunt ăștia de la Rinse, de Bărbi, Parobi, încă pe mine. Da, las că găsești tot. Nu așa pot să dat te-a proiectat, te-a subiect pe câte vrei tu. Așa m-am preguntat și dintr-o pură întâmplare povestisem cu o verișoară de-a mea că tata ei, care e și mie un, care nu știu ce ciordari, care stau într-un cort, acolo spatele caselor, în câmp, nu știu ce, nu s-a vizit de pe azi, mamă, ce mișto să mă... Păi și câți copii au? 8, mamă, ce fain sunt, și unde stau? Bă, un cort ciudat, parcă e o iurtă din Mongolia, stau acolo. Păi și cum fac să-i văd? Păi tot sună pe tata, sună pe unchiul, unchiul, vreau să-l pozesc, hai cum, duc eu. Mă duc cu el, mă rog, vreau că oamenii m-au acceptat foarte ușor, că era unul de legătură dintre sat și ei, de fapt, fiind angajați de întreaga comunitate, că fiecare putea, nu știu cât, pe an, de fiecare vacă, 200 de sau și aveau o sumă, nu mai știu. Și oricum ei depindeau de unchiul sau meu, așa că la început am fost foarte reticenți, dar eu am insistat că mi-am făcut foarte mult subiectul și tot ce s-a întâmplat acolo. Am fost foarte dezamăgit că erau de neromă. N-aș fi vrut să aibă contacte etnice nici de cum trebuie.
sufletul meu, mai ales fiind făcut pentru registrator, și nu să vin niște oameni normali, ca o ciung, să nu... Bine că forțez lucrurile să... pe partea ei. Am pozat un an ciclic. Ei încep să vină la ciot la începutul primăverii. Sau să știu de aprilie, început de mai. Și aveau un contract cu comunitatea să stea cu animalele până în 6 decembrie. Dacă cumva ninge și stă zăpadă mai mult de 2 zile, pleacă în momentul când îi dă zăpadă mai mult de 2 zile de pe câmp, când vacile nu mai ce să pasă. Și am fost foarte mult la ei, m-am avut norocul să pot să dai, Andrei, că se întâmplă un... M-am avut norocul, fiind foarte aproape, ăsta e cortul despre teorie, de obicei mi-aleg proiectele foarte aproape de casă. Ca să am acces foarte ușor, să pot să văd de servici, să pot să pozez cât de des vreau și că cel mai fain lucru pentru proiectul ăsta de anduranță se întâmplă când chiar nici nu te aștepți să se întâmple nimic. Te duci pur și simplu să fii în preajma oamenilor și trebuie să fii cât mai mult în preajma oamenilor ca îți fac abstracție totală, să nu-ți mai pozezi și să-ți vadă de treburile lor, să nu știi, să mai văd nicio treabă cu aparatul meu de fotografiat. Și eu îmi dau mult, când aveam ce facem, mă rugam pe ce știi ce, și cu motocicletă, am fost la echip pe niște câmpuri, în spatele casei la mine, și am găsit lucruri mișto. Când nu mă așteptam, aici la seara, pe șatra, pe timpul să adunam mulți. Aici e familia. Aici e toată familia. Gustia era cu pălăria lui, era șeful lor. Dar bănesc că v-ați dat seama, că se vede după postură. Liderul, da? Aici se studea. După ce... Aici se tehnica așa cu Ivoriz. Și punta aia așteptat. Dar să știți că o vreme e totuși. Da, asta e de pe coperta. Băieții ăștia lucrusti, să știți că n-au fost la școală. Aveau 8 copii, nu mai știu câte fete și câte băieți, dar ăsta e Samir, cel mai... doilea ca și mine. Nu știau să scrie, cred că dacă ea își pune să scrie cu, să facă literele cu pixul și coșul, n-ar ști să facă, dar în schimb să instaleze aplicații, să vadă net, să vadă și au un beton super bine. Au învățat singuri. Nu vreau ciudă ce să facă. Problema cea mai mare a lor era că n-aveau curent la cort și trebuia să ducă telefonul prin sală la încărcat și să le... să se vadă pe satel, da. Că își completau veniturile pe lângă partea de bani pe care o primau la ciob, de că erau muncitori cu ziua în sat. La început comunitatea a fost super încântată de ei, că nu furau la harme și munceau cu ce, au început să crească și s-a cam plicat, din cât am înțeles, relația cu satul. Asta l-a spus să meargă și așa, vreau, ați vrut să-l prindeți? Nu, 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 s-a nu, fost doar așa. Nu regizez nimic în toate proiectele care a, da, asta. El nu vedea ce am avut și mă prima, mă stâng, dar mă dreapă, nici nu știu ce-l fac, nu știu ce-l fac poza. Nici nu știu ce-l fac poza. În afară de faptul cum, când efectiv îți asumi un portret pe care îl faci în timpul unui proiect, pe 8 lei și pui și stai acolo să fac o poză. Bănesc cum a fost cu Mireasa. Da. Aleva, simplu, sunt lucruri asumate pe care le faci într-un proiect, dar de obicei că putem mai spune sau putem mai îndeapă. Nu, 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 nu e de autorii de fapt asta. După ce... Da, au vrut și o grădină de zarzăvatul lângă cort. După ce și-au stâns cortul, s-au plecat la INSA. Am existat ăștia de la persoane ca să am întreg proiectul, să arăt și casa lor, m-am dus. Ei locuiesc la 70 de kilometri de Grești, într-un sat, o să vă mulțumesc o fază și despre calul ăsta, într-un sat plin de țigani. M-am dus, am ciut o mașină făcută de la o cunoștință să rup niște fân la caică, știu că era o problemă cu
făcut calul, petrelii, lucruri ce mai fac în viața lui. Și, bă, mă duc în sală, m-am dus cu o cunoștință, m-am dus și cu fiul meu, mi-a făcut o căsuță super mișto, aranjată, curată, mică, țigănească, dar curat de o căsuță impecabilă, când mi-au făcut și sticlătite, frăguța. Apa, ca mașina, l-am dat la cai, le-am dus ce le-am adus și să plec, poveste ce am acolo pe și am mai pozat, m-am întrebat, bă, cum se dă, unde se țigă animă din sat? Păi știi, ca să nu cumva să se lege vreunul de mașina dumitale, le-am zis că aveți grijă, bă, că vine un mare polițai. Gusti, când mergeam la el pregată, după ce se mai apropie la două timpuri, pentru că tot se ridica calul, ba, două, cealaltă, ba, nu știu ce, asta e apa lui Rodi. Și zic, bă, Gusti, dar ce scrie mie și pe Rodi, mă? Dacă zic că ți-a așa dragă, cum chinui și tu, mă? Domnul Rămâns. A zis, copția aia care tot să duc acolo în ieși, noi ești pe care într-o parcare. Dar ce te fac cu mașina aia? Dar ce crezi că aia chinui, ies mașina? Nu, arată ce știu mașina, așa care își vede. O problemă care am, nu știu din ce cauză, nu știu ce să-ți spun, deci eu cred că a fost prima dată când ne-am prins și asta foarte mult, ei nu mâncau efectiv, că stăteam eu că ei nu mâncau. Eu mă duceam berg cu mine din când în când, eu beam din sticle, mie îmi dădeau sticla și ei își puneau pahare și eu beam din flacură la bere cu ei ca să fie într-un cui în atmosferă și nu știu ce. Dar eu niște reține, că nu sperau, poate ce țigani sau... Și l-am mai întrebat, că m-am mai văzut oameni din sac care venea și bă, țiganii sus, bă, țiganii jos. Și, da, după ce au plecat, am zis, băi, Costi, dar mie nu cumva și să se țigani, poate jinesc, dar pe ce eu dacă se țigă unul te jinesc? Soarele și plecat, cu atâta poze, parcă îți mai dau atmosferă, n-au contraste, n-au umbre, n-au... Și de obicei prefer, sau prefer luminile, imediat după ce apune soarele, să prind o albastră, să mă urmă, nu mă știu, în cauza lumea pe care am reușit să le prind în proiectul ăsta, nu o să mă ajung în finalul la soare. Și ce mai mult a contat, poate că... Asta e corpul ăla. Era corpul ăla, s-a schimbat acasă. Bă, e tot de-aia corpul. Dar la mult, sunt câți. Mai tai, parcă să mai mult. Și păi, normal, că trebuie să se dă niște și cu ceva. Asta casă lui. Este altă familie, povestindu-se cu primarul din
din Călinești, unde este și baracul și Sfiți. Am zis cu domnul Bintoc și mi-a zis că are așa, o familie care grijește de ciobă și stă în camera la mamă, când m-am zis, asta e, în continuare. Și m-am dus, am dat de un papul jos, nu știu dacă a fost la serie, un papul jos pe bicicletă, zic, bă, ce faci, salut. Zic, băi, să știi că, uite-te, eu cunosc pe ciudar din tu, l-am pus, nu știu, bă, dar domnul Remus, eu te cunosc, că și nu e cu poză, că voi suntem frate. Zic, ăsta-i lai. Dar fratele zic gust. Dar ei sunt frați, că nu. Mai am, nu știu, că-s frați care tăți să-ți ciudar pe ce știi pe unde și văd că e o meserie pe care o cunosc. Serie de familie. Da, da. Bă, asta e poza unde m-am plinit pe piața. Dar nu-mi dai seama. Dar e mai tânăr. Și la frumos. Și ce? Potențialul față de familia după 10 era, ar fi fost mult mai mare. Numai că în anul când am buzat eu, a fost o primăvară foarte ploioasă, s-a aflat lacul. Locul unde aveau ei cot era în coada lacului, nu știu unde, și am început să crească apă și a trebuit să se mute. Și atunci primăria au casă de binete de la târg, au stat pe ei să locuiască acolo sau s-au mutat acolo. Au avut o fetiță, precis, dacă dai, o să apară o poză cu o fetiță care avea 6 săptămâni, era aproape mâncată de vie din țățari. În coada lacului în țățari, acolo cât e, asta-i. Anca e mama, Anca avea 20 de ani, deja avea 3 copii. Am fost dintr-un oraș de aici. Da. Dar asta nu înseamnă cu invitație, da? Vedeți-vă de școală. Anca colegea preașcă ca să poți facă să facă mâncare. Deci cam depășește în poza asta atribuțiile de femeie. Da. Păi da, mă, ți-a rămas într-o trebuie să simt lemne. Păi o viață grea. Ții copilul, duci lemne. Da, uite. Fetița cea mai mare avea 5 ani deja, curța ca tot și scutele de asta mâncare. Curța cu un curța că jumate era aruncat, dar... Și trebuie să vedeți ce te faci cu copii, că deja de atunci, de când mai am văzut, mai am încă vreo doi. Ce să facă? Ce să facă și mai? Și mi-a explicat că până a ajuns să reușească să crească ei în corpul ăsta, trăiau efectiv în căruță. În căruță și-a făcut eu cu o vizitire de asta, cum se numește, care efectiv acolo dormeau, acolo trăiau. De când a început și eu să l-ai de gândit cu laie și s-a căsătorit, a început să se îngrămadă și au făcut ei, stau lângă Călinești în Coca. Nu să-și facă o casă de aia țigănească, cu o cameră, mai încet o cameră, mai... Mă vrem mai ca pur unde stau ei. Pe la incisme? Nu, că era o iarbă de sub apă, știi? Și dar de ce nu v-ați părea ceva? Era pe marge. Dar nu, era și o lată. Era și noastră neapă. Dar de ce nu v-am de construit? M-am băgat la ăla cu... Ați dat poza cu botezul de penticostal în râu. Și cred că eram la prece, eram poz... Știu că a făcut ceva poză, dar eram... De mult, la vizionare era mișto să văd cum m-am băgat la mine. Să vă zic de la el, aici Anca își vopsi să părul singură. Da. Haide noi și toată. Nu, eu și toată. Aici era în cort, înainte să se umple la apă, să se mute. Am pozat și eu. Iar și aici, și eu zic că e calul că învață să tragă, că eu un tânăr care dacă nu învață de mic să tragă, că să fie mare nu o să fie bun de nimic. Și eu nu, o rundă, micul scrie că nu fac nimic de următor la mare rundă de la chimie. Dar ca spaniolii cu taurii. Da, da, ce? Aici deja era în casa de la târg. Da, la e reparat căruța, trebuie să știe spatele putere. Ai pus pa. Da, în dușă, în atâta. Prima familie de ciudat pe care am pozat-o în orașul nou, sunt vreo 5-6 poze puține. Să zic, dacă vreți asta mai repede, da? E gata, se dată și pana și apoi se urmă.
Am... Da, dă-i frate, nu? Nu? Aici nu am, na, mai tot am lumini, mai răsărit, mai nu știu ce, nu prea am știut tot ce s-a întâmplat la acel documentar, dar am umblat prin așa ceva, aproape la asta, din greșeală, din așa măcar ce s-a întâmplat ceva. Poțile și am, cumva am încercat să-l lucrez cu restul familiei și cu tata. Da, este că am găsit de-au foarte mult, erau singuri, stăteau de-o casă. Dacă mergeți către Negrești, despre Baia Mare, în orașul nou vin să mergeți în montagne, în câmp, cu o cumpără la o... Montagne de apă, nu? Nu pe câmp, o cumpără, o să vedem, înainte să apară o stealul cu fiile. Da, da, da. Și m-am putin cu oamenii ăștia, până că după ce am început să apar pe la ei, doamna mă stresa că de fiecare dată când apăream sunt de cele mai faine haine, cele mai faine nu știu ce și tot îmi pot așa, păi câte de aia și am luat, păi cum am adus că ce vreau cum am adus. Da, aici deja era mutat, aici era la părinții, nu știu cine din sat, se stăteau acolo ca un fel de paznici, că veneau ăștia căutători de fier vechi și furau cazanele de cupru. Da, da, asta doamna îmbrăcată, hai, e roșie de duminică. Unul dintre prăjiturile pe care l-am început de an și am zis pe care nu l-am terminat, că nu știu tot cum să-i dau fir și să curgă la compuvers, dar e ăsta legat de pescătorii doi de la noi de zonă. Poate l-am și abandonat la un moment dat, că am mai niște proiecte, sunt proiecte foarte bun făcut de Dragoș Rumpan, cu ultima transumanță, foarte mișto, a ajuns un album scos. Dacă căutați, pe mine sigur că o să vă placă. Numai că el folosează foarte mult, mult mai romantic, mult mai fotogenic, mult mai... Eu mai multe chestii mult mai recomandare. Nu ne plăcăm pe bătături cu mama și eu, cu tata la părerea pescătorilor de oi. Dar nu știu, m-am prins de alte proiecte, l-am abandonat. Chiar m-am făcut o bine prin arhive. Am 17 proiecte începute, din care le-am dus la bun sfârșit 3, până le-am tras prin memorie. În propriu spus abandonat, că din când în când, dacă se întâmplă ceva și vin, mai lucrez, mai... Că foarte multe dintre proiectele la care am lucrat sunt oricum pe perioade de timp ale anului. De exemplu, din 2011, pe paralel cu proiectul cu religii, le-am lucrat și la un proiect legat de nuntă oșenească. Ori iarăși, mie întreba un proiect la care se vă pot mereu când avea chef de pozat, nu știu, și noi suntem în august și în Crăciun, de Crăciun, și era o perioadă de super 10 luni pe an, că nu se întâmpla nimic. Când nu am putut să stau o angrea numai într-o singură de proiect la legata asta de nuntă, pentru 10 luni n-aș fi făcut nimic. Da, da. Și adică când am pus zica pentru prosperitate? Că asta sunt pe doi, și îmi avea obiceiul ăsta să cum vin și cu popa la stână, vin și cu citeraș, cu trâmbițaș, cu... Da, ăsta era, de fapt, era unul dintre proiectele care pe parcursul documentării mi-a murit așa că mi-a murit iumașul, tot așa l-am abandonat, în început să tot pentru persoane. Era un nene care, cu el am învățat eu să am curajul să fotografiez oameni, că nu-i simplu, dacă ești timid și nu știu ce, trebuie totuși o doză de experiență destul de bine ca să știi cum să abordezi un om sau un subiect sau... În multe din proiecte am colaborări cu jurnaliști sau cu oameni de litere. În proiectul cu religiile am colaborat, de fapt, și în proiectul cu Munta, eu colaborez cu
doamnă profesoară și doctoră de filozofie, Mihaela Dedărean. Eu am făcut două cărți legate de cuvântul și gătitul miresei, care i-am dat-o la repoze. Ea îmi face un triptele și atunci, tot cum facem documentare pe împreună, e mult mai ușor să faci documentare în echipă, că parcă și accesul la un eveniment e mult mai ușor, că noi de obicei mai ales anunțele primele, nici în bani, la 100 de ani, spune, poate noi să facem de probleme, nu avem cu familia, cu sau cu mirii sau cu nu știu cine, problemele care am avut le-am întâmpinat cu fotografii angajați la nuntă, care se simțeau de cum lezați în drepturile contractuale și bănești, și mai ales că noi eram super voluntari și... Da. Și probabil făceați câteodată poze mai multe. Noi făceam altceva de poze. M-am dus și pe bani, că era o întrebare acolo legată dacă am pozat evenimente și nu știu ce pe bani. Da, am încercat să fac și aia. Bine, mă, și obligă, eu am accesat niște fonduri, mi-am făcut un atelier, eu zic că e mișto, acasă, în care am și un studiu foto și o parte de IT și... E cultul nostru unde ne întâlnim noi o grămadă de oameni din cultură de la noi din oraș. Am făcut și niște bani, dar nu știu ce am făcut una singură și m-am jurat că nu mai duc niciodată. Să mă duc să fac de bani și să încerc să combin utilul cu plăcutul, că nu ține. Că primim o prin Sebra, că să mă duc să pozez ce-mi place mie și să-mi spună asta, să cred ce stau lângă citera și nu mă duc să pozez pe ea. Dacă am pozat-o pe el, ce n-am pozat-o și pe măsa, că măsa n-am nicio poză. Dacă am primit și o listă inclusiv de pozat. Și am făcut o poză, că dat o listă, ce vrea de pozat. A stat așa mai mine, zic, prietenul nostru, stăpânul nostru, ce să fac, dar scad oameni. Și atunci prefer să nu... Ok. Ai scăpat sau ai? Nu știu, scăpat cu mașină. Da. Aceasta venea furtuna? Da. Am zis că foarte bună mâncarea asta făcută de ciobani. Da, să știu. Adică și dacă vrei să găsești un restaurant nou, gustul ăla, nu știu, vin, doarele, murdari, sau de având suficientă apă, dar niște gusturi foarte bune. Da, să știu. Am fost la un tuns de oi, unde acum a fost mai mecanizat, dar înainte de aveau foarfeca aia de tuns, băi. Și ei fac clacă și vin unii de la alții și se mută cu tunsul. Făceau tot lucrurile. Acum sunt, deci, în Moldova, nu știu unde vin cu mașina electrică, imediat și pe bancă, unde care tot mai. Și am fost la cineva la un staul, unde dimineața tăiat un el, o aruncat, pentru că un ăla imens, a pus nu știu câte chestii de cartofi așa și el ăla s-a fricut o zi întreagă toată, s-a fost. Da. Inclusiv și un chiar am înțeles că trebuie să fii foarte bun bucătar, trebuie să ai niște simțuri ca să îl gătești corect. Da. Da, deci să înțeleg că tu vrei să te întrebi să te gătești. Nu neapărat, dar tu e totuna să-l iei, să-l tai, să-l prepari și tu ai să-i simți gustul ăla care îți creează un conflict. Da. Cum, văd că mi-a spus undeva cum a început colaborarea cu Regional Geographic. Păi colaborarea cu Regional Geographic a început de la o poză. și nu de la poza aia cu unde duceau sicriul cu mortul, ci am o fotografie, dacă e în muntă munții, și unde știu dacă vă rog să se arată să caute. Da, să ne spune pe toate. Ai fi un bine. Este un antropolog, Oana Ivan, care și a izolat la ceva facultate plus. Nu știu, am văzut poza asta pusă pe net, am luat legătura cu mine și de aici am început. Vreo 2 ani, 3 ani a venit prin oaș, ea s-a documentat, s-a făcut textul din revista unde e mireasa pe copertă. Eu am dat pozele foarte generale despre zonă. Așa am cunoscut legatul șef de la reprezentanța pe România, Cătălin Groia. După prima colaborare cu Ana, am făcut a doua cu ciurdarii, unde Ana a zis că nu vine, că nu înțelege nimic de proiectul cu ciurdarii sau îi trebuie zile să le înțeleagă ca să scrie textul și am făcut și text. Și
Bine, unul dintre cele mai grele lucruri care mi se pare mie că trebuie să le fac, să fac și text. Dar, da, de mult să ai ce să fac, l-am făcut. După următorul articol l-am făcut cu Bulbucații, deja cu un alt fel de articol, că la jurnal de fotograf unde nu mai trebuie să ai atâta text. Eu urmăresc în momentul ăsta, că știu că e foarte sincer, deci cu multe emoții. Și asta mă știu că lor dau lacrimile. Și Teago ăsta s-a rupt într-o mine de mine asta sau nu ați mai rămas până la sfârșit? Ce duc? La oaș sigur își pierde importanța. La oaș trebuie să se rupă tot teatru, deci... Da. Până... Poți să le luăm? Da, sigur. 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 Poți să le că în fund, sunt foarte diferite de la sat la sat sau altceva ce găsești în Raxa, nu găsești în altă sată, da. Inclusiv în plătitul miresei și cununa și hainele mirese sunt tot așa, diferite de la sat la sat. Eu zic că o foarte mare importanță, unii critică foarte mult unde s-a ajuns cu costumul popular și o foarte mare influență în toată chestia asta au împletitoarele. De obicei, ele au cununile, ele au podoabele, le chiriază mireselor. Miresele au doar hainele alea. Și din câte am văzut eu, fiecare mireasă vrea să aibă și știi ce plus față de cealaltă mireasă și atunci de aia cumva asta a ajuns aici. Ori iarăși costumul popular și nu este chiar atât de importanță, pur și simplu, chestii de decor, fie îmbrată o dată de vreo de 5 ori de ani. Când vine acasă. Când vine acasă și poate de aia. Aici sunt și mormântare în același timp. Se întâmplă la tinerii roșeni, necăsătoriți, care dacă mor în momentul să se împărească, că și țin de tradiții roșenești, nunta, gloria, ce, în același timp cu mormântare se face și mor. Și da. Sper să fie cât mai rar. Da. Asta era o serie pe care o să o expun la Negrești. Noi facem la Negrești o expoziție de fotografie. Suntem anul ăsta la 11 ediție. Aducem fotografii în toată țara. 20... Variază numărul de la 20 la 25 de fotografii. Avem 300-400 de puncte pe pereți. Fiecare din cuseri, unele serii care au fost publicate și primarii reviste din lume sau altele au fost chiar în premier expuse la Negrești. Seria asta e un fel de preambul la albumul cu nunta la care lucrez, pe care o să-l lansez în primele luni din an, cred că chiar în ianuarie. S-ar putea, dacă avem noroc să ne fie acceptat, cred că să-l lansăm în Muzeul Țăraia în Pământ de la București. Da. Un succes! Succes! O chestie foarte mișto care se întâmplă în luna mea ianuarie. Divisional Geographic e organizator de cum au lava în revista care apare în America. O prima apariție a fost în 1888. Luna ianuarie am semnat contractul, se publice publicații în America. Este primul articol de autor publicat în 100 de euro. Mi-a spart viața. Pozele astea cu Bulbucații le-am vândut la The Guardian în 2014. Asta e ziua mult.
Am avut oarecum un noroc în 2014 să fac un contract cu o agenție media din Londra, nu, la englezească, pardon, din Londra, Barclays Media. M-am trezit cu mail că unul, ce că e reprezentantul nu știu ce agenție și vrea să fac un contract pe care să mă reprezinte, să vândă pozele. Eu îmi întreb prietenii, bă, ce se întâmplă? Ce zici, ce pierd, ce am de câștigat? Păi ce vezi? Ce credeți ce? 20 de poze. Păi și ce vezi? 20 de fișiere la rezoluție de prim. Care dacă nu ți le vinde nicăieri, le-ai dat, nu mai știi ce face pe ele. Poți să le vândi doar să spun, aha, oricum sunt publicate prin toată lumea asta, am și mie nu mai dau și astea. Și am semnat contractul, le-am trimis pozele, a doua zi, primesc cu mail, great news, că de goarga, nu știu, nu am înțeles nimic. Și știu că, oricum, engleza mea e foarte mică și aproape necomunicat. Am găsit cu publicat pe net. Ceva, am găsit pe net. Mai cu tata am găsit pe net articolul. Au o rubrică Green Eye, sau cum se numește. Am văzut seria și între timp am primit un telefon de la un prieten care mi-a spus că, băi, dau o pauză, când fac o pauză, că sunt într-un tren, să trimit o poză pe ziar. Ce ziar, mă? Ce faci poză pe net, pe poză de sperie? Nu, mă, pe ziar. Așa m-a aflat, de fapt, că era și pe ziar pe ziar. Da, da, da. Să știți că datorită fotografiei, eu așa am învățat să fac fotografia care o știu, prin genul ăsta de fotografie. Trebuie multă răbdare, am învățat să compun cu culori, am învățat singurul lucru care am întâlnit la aceste fotografii sunt fundalurile, dar fundalurile în sensul în care știam cum să mă apropii de vietățile astea și fundalul în sensul în care aruncam dincolo de planta pe care stătea nivelul la un prosop, o șosea, o batist, o cinștice, ca să am culori cât mai complementare sau cinștice fotografii ca să pot să evidențiez subiectul ăsta. Parcă aș sta la asta a strâns fotografii tot de când am început să fac poze. În 2011-2012, până în 2019 am aflat că nu am simțit nevoie să pozez macro. Eu am găsit tot? Nu, mi-e place, numai că am fost mult prea prins cu alte proiecte și cu... lucru care nu-mi place să fac și care trebuie să fac parte de editare și parte de selecție e nebunie, într-o metru să stai luni de zile la calculator, să selectezi pozele, să le legi, trebuie să le bagi capitole, să faci caption, să faci texte, e partea cea mai nasoală care se poate întâmpla în mine, în la liber. Pentru că nu-mi place să fac și dar nu-mi place să fac. Și ia timp. Păi din august, nu, de la jumătatea lui septembrie n-am mai văzut aproape deloc, că am stat să fac editare pe album. Și te zici mai suprapus unul cu ea în zonă și trebuie să scapă, să treacă. Americanii de la National Geographic n-au vrut să publice fotografiile până nu le-am trimis dovada că da, până ne-a trimis originalele, nu conta câți raburi, câți peguri la rezoluția de aparatului și nu după aia am început să negociem contract pe chestii. Trebuie să o convins, nu. Dar am început originalele. Și pe ce bază sau cum există? De fapt, nu care fiecare poză poate? Fiecare fotografie are, oricum, în codul meu personal, am luat datele exit și prima oară faci dovadă că tu ești proprietarul fotografiilor, că nimeni nu mai are fotografia în original. Că în momentul în care ai și pe RAV, pe RAV care este din aparat, se văd orice intervenție dacă faci orice, în orice program ai de plan, în formă. Păi nu că, deci fotografiile astea le fac la mine. Am un pic de o baltă mică, plină de tufe. Eu îmi iubesc grădina mai și când nu fac poze și nu sunt la servici, îmi pun plantele și le tund, le împletez, le leg, le pac. Și apoi tu sunt plantele, găseam goale. Și așa am început fotografia mea.
Eu am încercat și altfel de vități, cu furnici, cu omite, cu cine știe ce, dar nu... Ăsta parcă au soluție, sunt umani, parcă au nimic, parcă au fizionomie. Și apoi am început să citesc despre ei, să văd ce mănâncă, când mănâncă, când își depun, când ies din apă, că marea majoritatea vieții sunt sub apă. N-am, în serie am încercat foarte mult să prind metamorfoza din se transformă în nimfă, în libelulă. Am găsit una în aproape fază finală, dar de ani de zile am căutat și să găsesc chestia asta. Se pare că nu am văzut. Văd o întrebare despre dacă există o limită a imaginilor pe care le editez după unde vin. Eu am constatat singur că cu cât pozez mai mult la evenimente, cu atât am dat de lucru mai mult acasă. Și încerc să fiu super selectiv în ce pozez și să declanșez cât de mai puține ori posibil. Să nu am... să fiu... E foarte important să fii selectiv, e foarte important să știi ce vrei de la evenimentul la care mergi. Bine, dacă e pe bani, atunci deja criteriile sunt alte. Nu se mai compară cu față de criteriile pe care am când lucrez la un proiect pe care vreau să-l fac eu, că vreau să-l fac. De multe ori, unii dintre prietenii mei ziceau că e foarte bine din când în când să te apuci să te duci cu un aparat pe film, că dacă n-ai numai 36 de poziții, nu să faci doar 36 de poze. Și... iarăși, numărul fotografiilor, niciodată n-am stat să cântăresc când fac 200 sau 3 sau 50 sau 20. Că a fost eveniment, că poate primim cele mai bune poze le-am făcut chiar la începutul evenimentului și după aceea restul a fost atât de redundante și de repetitive, când încât nici n-am mai meritat să pozez. Dar de obicei sunt foarte selectiv în declanșări. Ne sunt și excepții în care, de exemplu, cum erau botezurile unde vreau să prind cel mai bun cadru la unul care este din apă și, sau când îți confundă și atunci are efectiv trebuie să fac multe poze, că nu știam care e mai bun și fiind și în mișcare, fiind și cu timp scurt și trebuie să trag în apală și... Dar de obicei prefer să fac poze puține și să-mi aleg momentele care consider eu că trebuie să fac. Și iarăși vă spun că pentru mine e încă o dată foarte important subiectul. Dacă într-o fotografie, întotdeauna caut să văd subiectul fotografiei primordial în față la orice există în acea imagine. De multe ori nu interesează nici compoziția, subiectul depășește și compoziția și lumina și culoare și orice, dacă subiectul e bun, de multe ori defectele pe care le poate avea o imagine se stopează dacă subiectul este bun. N-am prea colindat eu multe orașe din România, dar în schimb satele din țara orașului le-am bătut cap-coadă. Sunt 23 de localități comune, sate, pe care de multe ori păi, au fost, erau perioade când pozam pentru proiectul cu confesiunile religioase, mai ales perioadele de sărbători pascale, în care dacă se suprapuneau Paștele Ortodox cu Paștele Catolic, îmi făceam un itinerar și știam că la biserica din Huta începe învierea la Mărticioră, Sfințitul Bucatelor de Iară la Mărticioră și făceam un maraton efectiv de cap-coadă din țara orașului. Era de la... a fost sărbători de Paștele, au făcut într-o noapte 200 de km, umblând la biserica la alta și știm că atunci se întâmplă la biserica aia, la aia, la aia, și aveam un program și mă, țineam un program. Mediul rural românesc, eu pot să vă povestesc doar de mediul rural jenesc. Că celelalte nu prea mai am fost pe Maramureș, chiar la început, când am început să văd ce înseamnă să, cum e satul, dar cam atât, trebuie nu prea știu ce să vă spun despre ele. Dar mediul rural jenesc, România își pune mediul rural în primul rând, că nu mai are nimic, niciun sat jenesc, nu mai are nimic cu satul. Că e ca niște zone rezidențiale care ar aparține oricărui oraș. Deși, m-am bucurat niște lucruri pe care le-am văzut în vara asta, că au început oșenii să se întoarcă și să-și iubească vechiul patrimoniu oșenesc. Am văzut că au început să-și salveze din mobilier, din haine, din icoane. Am văzut chiar câteva case recondiționate,
spoite în albastru, bine că nu le-am pus și roșu, dar asta era deja o opțiune. Iarăși, foarte mult, din ce am constatat eu, o foarte mare importanță văd că o au diaspora în păstrarea acestui patrimoniu. În 1989, la ultimul recensământ, țara Oșului avea 61.050 de locuitori, dacă nu încerc. Eu cred că la acasă nu au mai rămas nici 20.000. Te duci în timpul anului, în afară de perioadele când ei sunt veniți în concedii, te duci în timpul anului 10 luni din an, n-ai pe cine să întrebi unde stă, nu știu cine și unde stă, nu știu cine, n-ai cu cine să vorbești, satul gol, pustiu. Unele nici măcar polițiști nu mai au, că dacă n-au oameni, ce-ți facă polițiștii? Vine și le poate scoți acolo, dar totuși n-ai pe cine să întrebi. E groaznic ce se întâmplă. De sat, străzi și străzi întregi, nu vezi o lumină aprinsă seara. Nu știu ce se întâmplă în câțiva ani, dar după ce mor și bătrânii care au mai rămas acasă să îngrijească de casele astea imense pe care și le-au făcut, eu nu știu ce se întâmplă cu statul din zona asta. Eu sper să se întoarcă măcar o parte a generației care au plecat. Da, exact, cei care au făcut casele astea se vor întoarce, dar cei mai tineri și generația a doua, a treia, nu văd și ar mai apăr să se întoarcă acasă. Oricum vă compensează în mândria voastră că aveți o reputație de admirat. Că sunteți niște oameni moderni în hărnicia voastră care o depune. Se știe de mult că ușenii erau peste tot. Da, dar să știi că oarecum lucrurile au, eu zic, evoluție foarte mișto, că fiind așa de mult angrenați în comunitățile pe unde s-au dus și afară, și la început trăiau și acolo niște bule, strict, ușenii, ei între ei, neamurile și nu știu ce, dar deja este generație de oameni care au copii care au terminat școală, au terminat facultăți acolo, care deja au altă viață socială, care lucrează. Chiar am un prieten care de câțiva ani de zile străbat pe lumea lui și l-a dat copilul cu buschei la stat, băi variant de aici, foarte bun fotograf. Teleleu au o caravană și nu fac altceva decât să se duc unde în lume, unde au proiectele. Și de câțiva ani de zile documentează viața comunităților de români din afara țării. Am văzut că eu am găsit comunități foarte faine, am găsit notare, avocați, sunt formați din generația a doua sau a treia de români care au plecat de aici de la noi. Iar școala de fotografi din Baia Mare, să știți că e una dintre cei mai buni din țară. Aici sunt vreo 10 nume foarte... Sunt 10 fotografi foarte buni, poate și mai mulți. Mâine, chiar mâine, este o expoziție la teatru. Da. La teatru, de la 18.30. Memento Mori, organizată de Silviu Gheție, care e fotograf în Mărean, lucra mult în presa locală. Da, la Graiu. La Graiu, foarte bun Silviu. Expoziția e, nu știu câți autori, vreo 20 de autori, nu știu cum să vă spun, dar este legată de Memento Mori. Am un strict pe subiect, dar e fain, e bună, e o expoziție itinerantă, e dată cred că a fost în Timișoara, după aia în București, sau cum? Da. Întrebări din sală. Până își face lumea curaj. Da. Da. Doamna profesoară, mulțumesc. Aș avea vreo 3 întrebări pentru dumneavoastră, dacă nu sunt prea multe și aveți timp să răspundeți. În primul rând, care sunt obstacolele cu care vă confruntați pe teren? Pentru că e o muncă frumoasă, dar adesea poate fi dificilă. Mă refer la obstacole nu neapărat de genul vremii, că nu tot timpul se potrivește să fie vreme așa cum vă așteptați să fie, dar la nivel uman, eu știu, obstacole din zona instituțiilor sau oficialităților sau subiecții care nu doresc să fie fotografiați, cum le faceți față acestor obstacole, cum v-ați descurcat în asemenea situații. A doua întrebare este legată de cum puteți să trăiți din pasiunea dumneavoastră? Adică cât de bănoasă este, dacă se poate trăi în România din această pasiune, pentru, în afară de a face fotografii la evenimente.
Pentru că majoritatea fotografiilor pe care îi cunoaștem noi cel puțin s-au axat pe această latură ca să poată să trăiască în România. Consider că și acest lucru ar fi important pentru că e posibil ca dintre studenții noștri să fie pasionați, care să dorească să meargă în viitor pe această cale și să știe că pot să trăiască din acest lucru sau nu, dacă, dacă vor alege meseria aceasta frumoasă. Și a treia întrebare, îmi cer scuze, dar am uitat-o. O să-mi amintesc pe parcurs și atunci o să vă mai întreb. Da. Nu vă puteți. Mulțumesc. Legat la prima întrebare, cea cu obstacolele pe care le-am întâmpinat, eu mă mișc într-o bulă destul de restrâns acolo, la Mința Ravașului. Pe la început mi-a fost greu până știa lumea că fac și poze. Că după ce lumea știa, a, știu că fac și poze, nu știu, parcă mi-e foarte ușor accesul, mi se deschid ușile, n-am prea avut obstacole în afara la anumite confesiuni religioase care mi-au impus niște restricții, că trebuia să mă conformez strict regulilor casei. Am mai avut obstacole cu alea care îi convenea la câte unul că pozez și nu știu ce, dar... Da, le-am cerut scuze și ne-am dus mai departe. Deci n-am întâmpinat nu știu ce mari obstacole și eu cred că chiar din cauza asta n-am avut probleme, că fiind o zonă atât de închisă oarecum, lumea mă știe ce fac și n-am întâmpinat probleme. La a doua întrebare care era legată de dacă mă pot întreține din fotografie. Nu, eu cel puțin nu pot, că oricum pentru mine o pasiune, nu sunt fotograf profesionist, că să am fotografia ca și profesie. Deși vă dau exemple de fotografi care chiar trăiesc din fotografie și din fotografia, din genul de fotografie documentară și din proiectele mari pe care le fac, doar că știu să aplice la AFCN, la cine știe ce finanțări, la finanțări de la Consiliul Județean, la finanțări de la... Sunt o grămadă de instituții care scot finanțări pe cultură și atunci dacă, pe lângă faptul că trebuie să știi și să fotografiezi în proiecte de anduranță, trebuie să știi să scrii și proiecte dacă vrei să te susții și să faci efectiv fotografie ca și job și ca și mod de trai. Ca să vă dau cel mai fain exemplu, l-am cunoscut tot datorită lui Silviu Ghiție pe Peter Cornish. Peter Cornish, un câștigător de premiul Pulitzer cu un proiect legat de țigari din satul Sic, dacă scrie, în 2004. E un om extraordinar, de origine română, plecat la 12 ani în Budapest, profesor universitar la nu știu câte facultăți pe acolo, are galerie permanentă în Muzeul Național Maghiar, e un monstru sacru și noi l-am cunoscut, a fost în Austria mai multe ori și el era într-o vreme chicotat cu agenția de fotograf Manu, care eu zic că e vârful icebergului legat de fotografie. Și povestea ba de un an, ba de altul și povestea inclusiv cu fratele lui Marky Park, cum l-a chemat pe el în America la o recepție și, Robert Capa, că ăsta a ofițat agenția, care era ungur ca și el. Și mi-a zis că unii dintre fotografii din Magnum au ajuns să zică că fotografia este just hobby. Deci au ajuns și ei la nivelul lor să facă fotografiile just hobby și toată industria asta a picat de când pică presa. De când presa scrisă pică, e normal ca, adică normal. Asta e una dintre urmările, că nu mai are lumea nevoie de fotograf. El povestea că pe vremea când erau mari reviste, păi, fotografii de la Magnum primeau câte un contract, lucrau un an, doi sau un an sau ce știi că aveau termen, dar un proiect pe care îl făceau era 100.000, 200.000, 300.000 de dolari și atunci erau alte niveluri. Din păcate, nu știu, o să ne reconfigurăm. Da. Nu e singura poveste. Îmi povestea domnul Cornish că a fost invitat la o recepție în New York, făcută de frate Robert Capa, eu zic că e unul, a pozat debarcarea din Normandie. A fost e un monstru sacru, a creat agenția asta de fotograf Magnum. Bine, el făcea mișto că zicea că da, nici nu ești fotograf. Eu am și prieteni ungri și mai și care de când în
asta. Și povestea domnul Coriș că s-a dus în New York, dar și nu știu cum să se îmbrace și ce să facă, să duce în chiriac, nu știu unde, o cămașă cu papion, cu frac, ca să fie super oficial, și ce l-a fotografat la mamă, când l-a văzut, a văzut pe chemă. Și te zicea, băi, o să apani, băi, nu știu ce. Și mă aștept la cumva, că așa de mult mi-a dorit să ajung la manifestarea asta, m-am dus acasă, mi-a luat training-ul și am venit îmbrăcat în training și eu am zis, băi, la ei, o să apani. Ceremonia funerară. Cum reușiți să puneți o barieră emoției contextului și să vă axați strict pe fotografie? Și cea de-a doua întrebare este cum reușiți, adică dacă v-ați dorit vreodată să surprindeți un moment și să nu vă iasă, pur și simplu. Să nu vă iasă orice ați face. Referitor la prima întrebare, cred că am zis, unul dintre cele mai grele lucruri cu care mi s-a părut mie cum să-mi pozez a fost în mormântări. E prea multă emoție acolo, prea multă de multă durere. Au fost situații în care am pozat, n-au avut nicio treabă cu... Era mormântarea cu nuntă, ce m-am explicat. Păi, oricum te compleșesc când vezi atâta durere și acolo pozezi, plângi, mai plângi, te ochelari să nu se vadă. Sunt momente destul de... nasoale, dar îmi doream așa de mult să pozez în manifestările că am trecut peste orice. A doua întrebare, alea le includ la categoria de proiecte de viitor, că mereu visez la câte cadre pe care nu reușesc să fac, dar niciodată nu renunț la ideea de a-l avea și de a-l face, deși dacă poate că dacă nu l-am făcut la momentul în care trebuia să fac, proiectul să se-l închid, oarecum, că niciodată nu renunț la un proiect, deși îl duc la un anumit final. Și atunci, mereu sper că o să fac poza pe care mi s-a făcut de multe zile. Da, gata, am aruncat cu întrebările. Eu am întrebare. Da. Vă încurcă, ce puțin durerea de astea, spuneați că țara oașului e pustie. Cred că nici nu vă găsiți ideea acum, sau vă focusați mai mult pe luna august, că atunci e viața țara oașului. Nu știu, eu m-am început și de un proiect cu bogății în pustie. Cu țara oașului, bogății în pustie. Păcat că n-am aici doamna cu care colaborez, a găsit într-un sat, în țara oașului, un bătrân de vreo 90 de ani, care trăiește încă într-o casă oșinească, sărac, lipit pământului, abandonat de familie, de copii, de nepoți, are încă, el are 90 de ani și frate sau are vreo 80 de ani. Deci doi bătrâni și începea la, cu înțelepciunea strânsă în toată viața asta, să povestească că ăla nu e un bogat care își face o casă mare dacă e pustie. Aia înseamnă sărăcie. O casă mare și frumoasă, dacă e pustie, înseamnă sărăcie. Și că ce? Că, nu știu, foarte mișto, Mihaela, alt undeva în registrarea, zicea cu cine știi să grămădească în zi. Foarte tare, nenea. Dar să-ți faci o familie și să stai înconjurat de familie, aia e cea mai mare bogăție. Și eu chiar am început un proiect legat de bogăția asta pustie, dar e foarte greu să arăți când nu se întâmplă nimic. E o provocare pe care tot timpul mi-o fac. Cele mai grele lucruri de pozat sunt cele mai simple. Când încerci să pozezi un lucru mai simplu și să arăți simplitatea, e cel mai greu lucru de pozat. Nu știu dacă o să pot la bun sfârșit proiectul ăsta, dar cumva simt nevoia că trebuie să plec, să mă duc din casă, să ies de la calculator, să mă duc pe sate, să stau, să văd de multe ori, mă duc și, nu știu, stau cu oamenii, prin cărciune, pe ce știu unde, stau cu tanti, pe stradă, pe... Deși, iarăși, comunitatea pe care am pozat eu cel mai mult, ei de mult mi se trag părinții mei. Ei la 5 minute de mers de acasă, de la mine, în tur, poate
vine și chestia asta că sânge nu se face apă niciodată, dar acolo mă știu oamenii atât de bine încât nici toată lumea mă ignoră că zic eu cu aparatul meu nebun ăla iar ne pozează, iar nu știu ce, nu am probleme de asta să mă trebuie, că pentru ce pozez, când pozez, la cine pozez, din contul că mai arunc o poză pe Facebook sau pe ce știu unde, se bucură că bă, l-am văzut pe nu știu cine sau bă, l-am văzut nu știu cum. Da. Nu v-ați gândit și la alte zone? Adică să veniți spre Maramureș? Mi-ar place, dar nu știu, nu-mi permite și familia, și timpul, și nici poate alții să mai, nu știu, mi-intră mult timp până cunosc subiectul, până cele mai bune lucruri se scot în timp, trebuie să fii stoic, să mergi de un milion de ori, să strângi cele mai bune lucruri, să nu te trebuie să cântărești ce ai pozat la un anumit proiect. De-aia prefer proiectele foarte accesibile ca și distanță, timp. Și sunt multe subiecte foarte fotogenice prin țară, ce și pe unde, dar mie nu prea îmi permite timpul. Singura dată când am pozat, să stau efectiv 5 zile să nu fac nimic altceva, să mă duc să pozez, am fost fotograf în staff-ul de la Electric Castle 2 ani la rând și n-am făcut nimic, m-am dus și am stat și am pozat și trebuie să bă, dar ce nu trebuie să stai numai, nu ai nicio altă obligație, să deși el vezi telefon că sună, lasă dar nu se sune și să stai să faci poze de pentru că trebuie să faci poze. Că de obicei, da. Risturile, meserile. Da. Ce înseamnă să pozați pentru Electric Castle? Adică aveți o echipă, aveți o zonă, sector? E un totul altceva spre deosebire de... Eu am avut norocul să fiu inclus în staff, tot ca și fotograf documentar. Eu și cu Adrian Cătu. Adrian Cătu era un fotograf, nu știu cum stă în București, și el are câteva articole și fotografii, mi-am prietenit, am fost, nu știu, prin o conjunctură, am ajuns să fim în atenția managerului foto, au pe foto-video 36 de ani în staff. Am avut libertate totală, nu trebuie să facem ce ne place nouă, ca să arătăm electricul câtă sărbătoare care e acolo, din punctul nostru de vedere nu aveam nicio treabă, că ei se întâlneau, aveau ședințe, bă, cine merge backstage, mainstage, față, la, și făceau programul care pun să pozeze și, dar noi am avut libertatea asta să vedem să ne alegem un subiect și să sperăm să pozăm ce credem noi că e mai bine pentru... Și adică să arătăm... Scuze, unde la care au pe site? Iarăși, și aici eu am rămas surprins că ei au zis să punem poze unde vrem noi, să le vindem la ce revistă vrem noi, că ei s-au gândit că facem cumva, le facem reclamă prin noi, lor. Da. Eu am dat, nu știu, Vice sau cine mă am stat și am pozat la panou, 4 zile la panou la mare, vreau să cum se mai mulțărea oamenii de acolo și am încercat și alte serii, dar e greu să ne vin bunea de acolo. Extrage exact ceva de viitor. A fost fain, e fain experiența. Altă întrebare. Nu vă mai compartă. Ce înseamnă ca investiție fotografia asta documentară vis-a-vis de cea, mă rog, de eveniment? Ca investiții în scule? Da, ca echipament sau ca buget. Păi, hai să mai spun o chestie. Fotografiile astea, ultimele, le-am făcut cu un Sony stricat. Am început cu un Sony și am urcat toate treptele de la Sony până vârful, cu full frame-ul a 950-900%. Și mereu reveneam la la Sony 700, care nu e full frame și are factor de crop 1.6 și cu inelele convertoare parcă mă lăsau să intru mult mai mult în subiect. Și nu mă mai regăseam, full frame-ul mult mai larg, mult mai mare factor de crop și timpul reveneam la ăsta stricat, că ăsta... La mine toate somnele s-au stricat la fel, nu contat din care gamă făceau parte, că se rupea ceva la petabrismă, de la tele de declanșări, ceva înăuntru se rupea și atunci eu mă uitam la televizor, vedeam ceva, dacă declanșam jumătate parte de jos a pozei, nu era că petaprisma nu mai funcționa, că era ceva. Și atunci încadram, dădeam un semi-click, apăsam aparatul jos și după aia declanșam. Investiția scule. Păi, investiția scule e față de cât îți permiți. Poți să-ți iei și știi ce, sau...
E importantă, nu că e important aparatul, dar eu zic că e mai important ca și aparatul parte din spatele aparatului, știi? Iarăși eu de ani de zile prefer obiectivele fixe, fără zoom, fără nimic, prefer să lucrez la diafragme de alea imposibile de 1, 2, 1, să mă joc cu adâncimile de câmp, să nu se înțeleagă din poză numai ce vreau, să lasă să se înțeleagă subiectul și să se bureze tot. Am făcut asta, stau de niște obiective, îmi pune luminoase. Iar ca și bugete, nu pot să generalizez că astăzi tehnologia vezi da. Că vezi un aparat asta de ce știi cât, mâine deja îl găsești la... Dar zic că e mai important ca orice pasiune asta poate să existe, să faci lucrurile astea. Cu orice fel de aparatul acesta contează până la urmă. Am și eu o întrebare. Da. Ați început o pasiune fotografică, ca și hobby. Aveți un loc de muncă și am înțeles că lucrați pe proiecte pe lângă locul de muncă pe care îl aveți. Dacă nu v-ați permite timpul să lucrați pe proiectele respective, ați mai face din hobby același lucru până la sfârșitul vieții sau ați renunțat la... Eu am avut noroc. Ați putea renunța la hobby din cauza timpului? Am o problemă foarte... foarte mare pentru mine în luna, de fapt, numai luna august și de Crăciun. De mult, tot timpul trebuie să renunț. Ori să stau la servici, ori să mă duc să fac poze. Dacă stau la servici, mă câștig niște bani, dacă mă duc să fac poze, nu mă câștig banii aia. Dacă stau la servici, mă minciundă că am făcut bani și nu am făcut poze și invers. Și mi se suprapun că atunci am cel mai mult de lucru și în august și de Crăciun, când sunt cele mai multe lucruri care se întâmplă, că atunci vin acasă tătoșenii. Și niciodată nu știu ce să aleg și niciodată nu-ți mulțumim de ce am ales. Și mă fără de mai frumos. Din timpul mi se pare că am ales prost. Da. Dar munca noastră ne spune că ți-a ales bine. Mulțumesc. Da. Nu m-am amintit cea de-a treia întrebare. În legătură cu seriile dumneavoastră, cu subiectele pe care le fotografiați, mă interesează dacă vă vin ideile referitoare la o anumită serie în momentul în care faceți primele fotografii sau aveți dinainte ideea ce doriți să realizați și apoi realizați fotografiile sau se întâmplă ambele situații. Da, nu regulă. De multe ori pozez și știi ce și îmi dau seama că se leagă lucrurile între ele și atunci mă gândesc că m-aș putea mult mai mult. Eu cum proiectele pe care le-am găsit. Ideile de proiecte mi-au venit tot din teren, pozând ceva și văzând, bă, se leagă, așa am făcut și cu relincile, așa am făcut și cu oile, așa am făcut și cu ciurdarii, și din teren vin ideile. Mă gândeam eu dacă am zis, bă, ce mișto ar fi să fie, nu știu ce, dar dacă nu pușcă și nu găsești subiectele care vrei, nu, atunci degeaba îmi imaginez eu cum ar fi și ce ar trebui să fie. Mulțumesc. Iarăși, referitor la, am uitat să zic, la partea de selectare, se face cel mai greu lucru când trebuie să stai, să alegi, să cântărești care fotografie folosești și care fotografie nu folosești. Mai ales în proiectele mari în care lucrezi așa de zile, se strânge materialul până nu mai știi pe ce hard-uri le-ai pus și cum ți le-ai arhivat și cum să le cauți și să, cum să le sortezi. Mereu m-am înconjurat de oameni în care am încredere absolută și totală în felul lor de a vedea lucrurile. Și atunci eu de obicei fac munca pe care n-ar face-o, nu mi-a permis timpul, în care îmi duc bani, proiectele sau capturi sau mie, dacă îmi trebuie o serie într-un anumit proiect de 20 de fotografii, reușesc să se înțelegea până la un număr de 30, 40, 50 de poze, dar deja aici, fiind la parte subiectul și atât de implicat în proiect, stau și mă capturi și nu mai știu care poze să o tai și care să nu tai. Trebuie să le las, după aia lași pozele să zac acolo, să uiți de ele, revii, sau, cel mai simplu, înconjurat de anumiți oameni în care am încredere, care ne fiind implicați nici cum emoțional într-un anumit proiect, selecția se fac mult mai simplu. Și, iarăși o chestie, e mult mai simplu de făcut selecțiile, inclusiv cele primare, dacă am pozat un eveniment,
am salvat fotografiile, le-am lăsat într-un folder și revin peste 2-3 luni, 5 luni, când efectiv chiar am și uitat de anumite situații și atunci mult mai simplu alegi care aia bună sau care ți-o trebuie de aici și care o alegi de fotografia de dinainte. Numai că iarăși trebuie, de multe ori când vii acasă simți că ai nu știu ce poză bună și vrei să o scoți de acolo, să o arăți sau nu știu ce, asta iarăși cere timp să înțelegi că poate o fotografie bună nu trebuie arătat neapărat instant, să trebuie găsit locul, când, unde o pui. Și mi-a trebuit și mie ani de zile ca să înțeleg că trebuie să te coci cumva, să te maturizezi, să ai răbdare și să arăți întregul, nu părți dispersate, deci știi unde că poți să divezi interesul comunității, oamenilor, criticilor, legat de un anumit proiect, că dacă tot îl dai pe firimituri și nu știu ce, și când ai întregul, nu se mai uită nici dracu. Că atât de sunt tot de pozele alea, că degeaba le-ai legat tu și le-ai finisat și le-ai făcut să arate într-un întreg super mișto, că poate ai diluat subiectul datorită nerăbdării. Dar trebuie timp, răbdare și resurse. Se spune că omul, atâta timp cât trăiește pe pământ, trebuie să își formeze un scop. Și sunt foarte curioasă însă de dumneavoastră, prin toate realizările de fotografii, dacă dumneavoastră vă simțiți împlinit cu ceea ce faceți, dacă vă simțiți bine la dumneavoastră, aveți un fel de armonie în suflet cu ceea ce realizați? Eu cred că asta e o problemă pentru mulți dintre noi, că mereu te gândești dacă ai făcut bine la un proiect, mereu bine și satisfacți că îți vezi fotografiile publicate pe cine știe, unde, pe cine știe, cum, mai ales la început, când ai primele realizări din produs și unde vede nimeni mai scapă la cumva bucurie sau te auzi la ce știi ce poziționare sau te vezi într-un interviu. Frământările astea nu cred că scap de niciodată. Eu cel puțin pe toți pe care știu, știu că se frământă, ce se poate zice, băi, bine, bă, oare și bă, ce zice ăla, bă, ce, nu știu cum, ce, nu. Eu zic că dacă ai avea o super încredere de asta că orice faci și bine, nu mai e nicio șansă să te miști, nici știi ce trebuie să vedea la sfârșit. Mulțumim, da, și eu. Domnule Renu Siblea, pentru că a venit voi să vină astăzi în fața noastră și să ne încânte cu imagini și cu informațiile de pe teren și din colaborările lui. Eu vreau să mulțumesc studenților de la Jurnalism anul 2, datorită cărora domnul Renu se află astăzi aici, a fost o muncă de echipă. Ei au venit cu inițiativa și sper să fie cât mai multe. Le mulțumesc domnilor profesori că m-au ajutat și s-au implicat, Andrei Achim și Dragul Farcaș. Le mulțumesc studenților ceilalți ani că și-au rupt în această dumneavoastră să fie aici alături de noi. Și le doresc o seară plăcută. Mulțumesc!